v-am regăsit la termodinamică. Azi vom discuta despre una dintre cele mai importante legi din fizică, și anume despre principiul întâi al termodinamicii. Dar ca să îl înțelegem, acest principiu, trebuie să definim cu mare grijă trei noțiuni: energia internă, lucrul mecanic și căldura. Sigur, în cazul lucrului mecanic, mă refer la lucrul mecanic în termodinamică și nu la lucrul mecanic în general. Să începem cu energia internă. Și întâi să ne amintim definiția unui sistem termodinamic. Un sistem termodinamic este un corp sau un ansamblu de corpuri macroscopice, deci condiția este să conțină un număr foarte mare de molecule, care poate fi delimitat fizic sau mental de restul Universului. Această definiție ne arată că atunci când vorbim despre un sistem termodinamic, de fapt vorbim despre substanță. Iar substanța este alcătuită întotdeauna din particule, molecule, ioni sau atomi. De cele mai multe ori molecule, așa că voi spune uneori molecule, dar voi înțelege particule prin acest cuvânt. Ori aceste particule, indiferent ce natură au, sunt într-o permanentă mișcare dezordonată. Și acest lucru se cunoaște încă din antichitate. Atunci, oamenii au observat fenomene ca răspândirea mirosurilor sau dizolvarea unui corp solid într-un lichid sau evaporarea unui lichid și așa mai departe, și au ajuns la concluzia că particulele din care este alcătuită substanța, deci odată că trebuie să existe astfel de particule, și că aceste particule trebuie să fie într-o permanentă mișcare dezordonată. Noi numim azi această mișcare agitație termică. Deci moleculele unui sistem termodinamic sunt în mișcare. Față de cine? Mișcarea care ne interesează în termodinamică este mișcarea în sistemul de referință al sistemului termodinamic. Deci nu ne interesează mișcarea sistemului termodinamic ca un singur corp, ca un întreg. O astfel de mișcare se studiază în mecanică. Pe noi ne interesează mișcarea moleculelor în sistemul de referință al sistemului termodinamic. Deci nu ne interesează mișcarea sistemului față de alte corpuri din exteriorul lui. Însă știm că atunci când un corp este în mișcare, el are energie cinetică. Ceea ce înseamnă că fiecare moleculă dintr-un sistem termodinamic are la un moment dat o anumită energie cinetică. Ei, suma tuturor acestor energii cinetice ale moleculelor o numim energie internă. Poate vă întrebați, dar energiile potențiale? În ceea ce urmează, voi considera că sistemul termodinamic este alcătuit dintr-un gaz ideal. Și între moleculele unui gaz ideal nu se exercită forțe, decât în momentul în care se ciocnesc. Avem ciocniri perfect elastice. Deci nu avem energii potențiale. Și atunci, repet, prin energia internă a unui sistem termodinamic, înțeleg suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor sistemului termodinamic respectiv. După cum vedeți, energia internă este un fel de energie cinetică ascunsă. Adică în loc să se miște sistemul termodinamic ca un întreg și moleculele lui să fie în repaus în interiorul lui, se mișcă moleculele în interiorul sistemului termodinamic și sistemul termodinamic, ca un corp din mecanică, să zicem, este în repaus. Deci am un fel de energie cinetică ascunsă pe care o numesc energie internă. Am explicat pe larg acest lucru în ultima parte a clipului Căldura numărul 5 din seria Fizica pentru examene și concursuri și găsiți linkul spre acest clip la descriere. Cum poate să se schimbe energia internă a unui sistem termodinamic? Se poate schimba dacă sistemul termodinamic schimbă energie cu exteriorul. Dar cum poate el să facă acest lucru? În două feluri. Fie prin lucru mecanic, adică sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic, sau din exterior se efectuează lucru mecanic asupra sistemului termodinamic, fie prin căldură.
și despre asta urmează să vorbim mai departe. Deocamdată să notăm ceea ce am spus până aici. Acum să ne gândim la lucrul mecanic pe care îl poate efectua un sistem termodinamic. Un sistem termodinamic efectuează lucrul mecanic dacă își mărește volumul și dacă pentru asta el trebuie să învingă forțe din exterior. Dacă sistemul termodinamic își micșorează volumul, asta înseamnă că se efectuează asupra lui lucrul mecanic din exterior. Să vedem de ce. Să ne imaginăm ca sistem termodinamic un gaz ideal care se găsește într-un cilindru cu piston, așa cum vedeți în desen, și pistonul este blocat de o piedică. În dreapta pistonul este vid și se găsește un resort care, să presupunem că în această poziție nu este comprimat, nu este nici întins. Are lungimea pe care o are el fără a fi supus unor forțe. Moleculele sistemului termodinamic, adică ale gazului, lovesc permanent pistonul, producând o forță. De fapt, avem o presiune în interior și această presiune face să acționeze o forță asupra pistonului orientată spre dreapta. Ceea ce înseamnă că dacă deblochez pistonul, el se va deplasa spre dreapta comprimând resortul și se va opri într-o anumită poziție în care se ajunge la echilibru. Ei, în această situație, gazul, sistemul termodinamic, a efectuat lucru mecanic pentru că a comprimat resortul. Același lucru s-ar fi întâmplat și dacă în dreapta pistonului aș fi avut un alt gaz, dar cu presiune mai mică. Și în acest caz, așa cum vedeți pe desen, dacă aș fi deblocat pistonul, el s-ar fi deplasat spre dreapta. Din nou, sistemul meu termodinamic, gazul din stânga, efectuează lucru mecanic, dar de data asta nu mai comprimă un resort, ci comprimă un alt gaz. Acum, imaginați-vă din nou cilindrul cu piston și imaginați-vă că e vid din nou în dreapta pistonului. Poate gazul din stânga pistonului, adică sistemul nostru termodinamic, își poate el micșora volumul în această situație? Nu. N-are cum. Un gaz poate să împingă doar un piston, nu poate să îl tragă. Deci, atunci când un gaz își micșorează volumul, nu el efectuează lucru mecanic, ci au apărut forțe din exterior care comprimă gazul. Și de aceea spunem că atunci când sistemul termodinamic își micșorează volumul, nu sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic, ci se efectuează lucru mecanic din exterior asupra lui. Încă ceva, dacă acest sistem termodinamic, gazul din stânga pistonului, efectuează lucru mecanic, atunci forța pe care o produce gazul prin ciocnirile dintre molecule și piston și care e desenată cu roșu pe desen, se deplasează spre dreapta. Ceea ce înseamnă că în acest caz lucrul mecanic este pozitiv. Pentru că deplasarea forței se face în sensul forței. Și am învățat la mecanică că în acest caz lucrul mecanic este pozitiv. În schimb, dacă apar forțe din exterior care mișcă pistonul spre stânga, atunci forța pe care o produce gazul
asupra pistonului, cea roșie se deplasează invers sensului ei și în acest caz lucrul mecanic este negativ. Există un experiment celebru în fizică legat de energia internă a unui sistem termodinamic, de fapt a unui gaz ideal, și anume experimentul lui Joule. Puteți să vedeți în acest desen dispozitivul experimental. Desenul este luat din acest manual de fizică ISBN 973301893-7. De fapt, ceea ce vedeți este următorul lucru. O butelie cu aer comprimat în stânga, conectată printr-un tub cu o butelie care este vid. Și tubul este prevăzut cu un robinet. Aceste două butelii sunt scufundate într-un lichid, în apă, și există un termometru care poate să ne arate în fiecare moment temperatura apei. Experimentul constă în deblocarea robinetului, ceea ce duce la trecerea aerului comprimat în compartimentul din dreapta, până când vom avea aceeași presiune în cele două compartimente. Deci, se schimbă volumul gazului, pentru că inițial era într-o singură butelie și acum este în două, și se schimbă presiunea lui, pentru că termometrul ne va arăta că temperatura nu se schimbă. Și asta înseamnă că presiunea scade pentru că a scăzut concentrația moleculelor și temperatura a rămas aceeași. Și acum, care este lucrul cel mai important pe care ne-l arată acest experiment, experimentul lui Joule? El ne arată, de fapt, că energia internă a sistemului termodinamic depinde doar de temperatură. De ce? Pentru că prin deschiderea robinetului s-a modificat volumul ocupat de gaz și am văzut că s-a modificat și presiunea. Dar gazul nu a efectuat lucru mecanic. Aici trebuie să fim atenți. De ce n-a efectuat lucru mecanic? Pentru că s-a destins în vid. N-a trebuit să învingă forțe ca să-și facă loc să intre în butelia în care era vid. Deci gazul n-a efectuat lucru mecanic și nici n-a schimbat căldură cu exteriorul, pentru că altfel s-ar fi schimbat temperatura apei. Asta înseamnă că energia lui internă nu s-a schimbat. Din moment ce el n-a schimbat cu exteriorul nici lucru mecanic, nici căldură. Dar ce nu s-a mai schimbat? Temperatura. Concluzia este că energia internă a unui gaz ideal depinde numai de temperatură, nu depinde de alți parametri. Dacă are loc o transformare izobară, adică în care presiunea este constantă, atunci într-o diagramă PV, numită diagramă Clapeyron, transformarea arată așa cum vedeți în acest desen. Ei, în acest caz, lucrul mecanic se poate calcula cu formula presiunea înmulțită cu variația de volum. Dar dacă ne uităm pe grafic, presiunea este înălțimea dreptunghiului hașurat, iar delta V este baza dreptunghiului, V2 minus V1. Ceea ce înseamnă că produsul P ori delta V este de fapt numeric egal cu aria hașurată de pe graficul nostru. Ei, aceasta este o regulă valabilă pentru orice fel de transformare, adică în orice fel de transformare, și acum vedeți pe desen o altă transformare, lucrul mecanic efectuat la trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare într-alta, dacă avem o reprezentare grafică într-o diagramă PV, atunci acest lucru mecanic este egal cu aria, este numeric egal cu aria de sub curba de pe grafic a transformării respective. Să notăm aceste lucruri.
Și acum să vorbim despre căldură. Experiența ne arată că un sistem termodinamic își poate modifica, schimba energia internă și dacă nu schimbă lucrul mecanic cu exteriorul. De pildă știm că putem să mărim temperatura unui corp fără să efectuăm lucrul mecanic asupra lui, punându-l în contact cu o sursă caldă, adică încălzind corpul respectiv. În acest caz, spunem că sistemul termodinamic a primit căldură. Deci căldura este forma sub care schimbă energie cu exteriorul un sistem termodinamic atunci când nu se efectuează lucru mecanic. Deci este o altă posibilitate de schimb de energie cu exteriorul. Inițial, oamenii și-au imaginat căldura ca pe un fluid care trece de la corpul mai cald la corpul mai rece. În realitate, de fapt, se întâmplă cu totul altceva. Să vedem. Să presupunem că avem două sisteme termodinamice, două corpuri, unul mai cald, cu temperatura mai ridicată, cel roșu, și unul mai rece, cel albastru. Și aceste două corpuri sunt în contact termic, se ating unul pe celălalt. Moleculele din corpul mai cald, din cel roșu, au energii mai mari în medie decât moleculele din corpul mai rece. Și pentru început să presupunem că sunt același tip de molecule, adică au aceeași masă. Asta înseamnă că moleculele din corpul cald au viteza medie mai mare decât moleculele din corpul mai rece. Dar asta mai înseamnă că atunci când se ciocnește o moleculă din corpul cald cu o moleculă din corpul rece, la suprafața de contact dintre cele două corpuri, de cele mai multe ori trece energie de la molecula sistemului termodinamic mai cald la molecula sistemului termodinamic mai rece. Așa cum vedeți în această animație. Pentru această animație trebuie să-i mulțumesc domnului profesor Walter Fendt, care are un site pe care puteți găsi foarte multe aplicații interesante, atât pentru studiul fizicii, cât și pentru studiul matematicii. I-am cerut permisiunea și mi-a acordat această permisiune de a folosi aceste materiale în clipurile mele. Puteți găsi adresa site-ului domniei sale în descrierea clipului. Să revenim la contactul dintre cele două corpuri. În zona de contact avem ciocniri între moleculele corpului din stânga și moleculele corpului din dreapta. Și de cele mai multe ori, particula din corpul mai cald are viteza mai mare decât particula din corpul mai rece. Și de aceea se întâmplă ceea ce ați văzut în animație. Să mai vedem o dată. Deci, prin ciocnirile care au loc între moleculele celor două corpuri, are loc un transfer de energie de la corpul mai cald la corpul mai rece. Pentru că, așa cum ați văzut în animație, în timpul ciocnirii, particula din dreapta câștigă energie, iar particula din stânga pierde energie. Și asta înseamnă că, prin intermediul a miliarde de ciocniri, trece, de fapt, energie cinetică de la corpul mai cald la corpul mai rece. Și asta numim căldură. De fapt, ceea ce numim căldură este un schimb de energie cinetică la nivel molecular. Prin ciocnirile dintre molecule are loc această trecere a energiei de la corpul mai cald la corpul mai rece. Energia internă a corpului cald scade, pentru că el își va micșora temperatura, iar energia internă a corpului rece crește, el își va mări temperatura. Și acest lucru este adevărat și dacă moleculele n-au aceeași masă, sunt diferite,
Pentru că ceea ce contează este energia pe care o au moleculele. Și cu cât temperatura sistemului termodinamic este mai mare, cu atât este mai mare și energia medie a moleculelor sistemului respectiv. Căldura schimbată de un sistem termodinamic cu exteriorul se poate calcula cu formula Q egal cu nu, ori C indice nu, ori delta T, unde C indice nu se numește căldură molară. Și această căldură molară depinde nu numai de natura gazului, ci și de tipul transformării. De pildă, pentru o transformare izobară, adică în care presiunea e constantă, voi avea căldură molară la presiune constantă, pentru o transformare izocoră voi avea căldură molară izocoră și pentru fiecare tip de transformare am o anumită căldură molară. Să notăm aceste lucruri. Știm destule ca să putem trece la principiul întâi. Termodinamica a apărut din nevoia de a proiecta mașini termice eficiente. O mașină termică este un dispozitiv care transformă căldură în lucru mecanic. Așa că ceea ce îi interesa în primul rând pe cei care au pus bazele termodinamicii era lucrul mecanic care se poate obține folosind anumite transformări pentru un sistem termodinamic oarecare. Să presupunem că avem un sistem termodinamic care are energia internă U1 și că el efectuează un lucru mecanic L. Dacă face acest lucru și nu schimbă și căldură cu exteriorul, atunci energia lui internă scade la valoarea U2. Și experimental se poate găsi că întotdeauna este valabilă următoarea relație: minus delta U este egal cu L sau L este egal cu minus delta U. Semnul minus apare pentru că dacă sistemul termodinamic a efectuat lucru mecanic, înseamnă că acest lucru mecanic este pozitiv. Dar dacă energia lui intern a scăzut, înseamnă că U2 minus U1, care este delta U, este negativ. Și atunci trebuie să punem acest semn minus. Deci, în acest caz, avem această relație. Acum să presupunem că avem un sistem termodinamic care nu schimbă lucru mecanic cu exteriorul, dar schimbă căldură. Primește, să zicem, căldura Q. Atunci el va trece de la energia U1 la energia U2, pentru că a primit căldura Q, U2 va fi mai mare decât U1. Experimentele arată că în acest caz putem scrie întotdeauna Q este egal cu delta U. Deci, dacă sistemul termodinamic schimbă numai căldură, atunci variația energiei lui interne este egală cu căldura pe care a primit-o sau a cedat-o sistemul termodinamic. Aceste două relații se pot scrie într-una singură. Adică putem scrie că delta U este egal cu Q minus L. Și avem atunci o relație care se referă la situația în care sistemul termodinamic schimbă și căldură și lucru mecanic cu exteriorul. Și această relație
se numește ecuația principiului întâi al termodinamicii. Ecuația pe care am dedus-o mai înainte și pe care o vedeți pe tablă, se poate scrie și astfel. Q este egal cu delta U plus L. Și atunci, ea ne arată, așa cum vedeți și pe desen, următorul lucru, și anume căldura primită de un sistem termodinamic este egală cu variația energiei interne a sistemului termodinamic respectiv plus lucrul mecanic pe care îl efectuează sistemul termodinamic. De ce este atât de importantă această ecuație încât a fost ridicată la rangul de principiu? Ca să înțelegem, trebuie să observăm diferența între modul în care sunt scrise L și Q pe de o parte, lucrul mecanic și căldura, și energia internă pe de altă parte. Energia internă apare sub forma unei variații, delta U, în timp ce lucrul mecanic și căldura nu. Și acest lucru ne arată că în timp ce lucrul mecanic și căldura descriu transformarea prin care trece sistemul termodinamic, adică sunt mărimi de proces, energia internă este o mărime de stare. Adică lucrul mecanic și căldura se referă la o transformare de stare, în timp ce energia internă se referă la o stare. Și atunci putem spune următorul lucru, și anume că principiul întâi definește o nouă mărime de stare, pe care o numim energie internă. Și ne arată că această mărime de stare, energia internă, nu depinde de tipul transformărilor prin care s-a ajuns într-o anumită stare, ci doar de parametrii stării respective. De fapt, așa cum ați văzut, depinde de temperatura sistemului termodinamic. Nu trebuie uitat că lucrul mecanic și căldura se referă la transformări, ci nu la stări. Pentru că dacă uităm acest lucru, s-ar putea să scriem delta L sau delta Q și nu-i bine să facem acest lucru, pentru că delta L ar însemna L2 minus L1. Adică ce lucru mecanic are sistemul termodinamic în starea a doua minus ce lucru mecanic a avut în starea întâi. Ori această exprimare este un nonsens. Un sistem termodinamic nu are nici lucru mecanic, nici căldură. De pildă, o sobă încinsă are căldură? Ea poate să dea căldură, dar dacă o punem în contact cu o sobă mai încinsă decât ea, cu temperatura mai ridicată decât ea, atunci ea va primi căldură. Deci, încă o dată spun, lucrul mecanic și căldura sunt mărimi de proces, nu sunt mărimi de stare. Nu putem spune sistemul termodinamic are atâta căldură sau are atâta lucru mecanic. În schimb, putem să spunem că sistemul termodinamic are atâta energie internă, pentru că energia internă este o mărime de stare. Asta ne arată, în primul rând, principiul întâi. Cu alte cuvinte, nici căldura și nici lucru mecanic nu sunt forme de energie. Sunt forme ale schimbului de energie. În schimb, energia internă este o formă de energie. În final, încă un lucru foarte important. Principiul întâi are două consecințe foarte importante. Prima, să presupunem că am un sistem termodinamic izolat, ceea ce înseamnă că el nu schimbă cu exteriorul nici căldură, nici lucru mecanic. Atunci, ecuația principiului întâi ne arată că delta U este 0. În aceste condiții, delta U este 0. Dar delta U egal cu 0 înseamnă că U2 este egal cu U1. Adică, cu alte cuvinte, energia internă a sistemului termodinamic se conservă. Și am ajuns la legea conservării energiei, care este, deci, o consecință a principiului întâi.
nu este principiul întâi, cum auziți câteodată. Mulți spun principiul întâi al termodinamicii este legea conservării energiei. Nu, principiul întâi ne spune mai mult decât atâta. Legea conservării energiei este o consecință a principiului întâi. A doua consecință. Să presupunem că am o mașină termică și nu îi dau căldură. Q egal cu 0. Atunci observ că lucrul mecanic se poate scrie minus delta U. Adică lucrul mecanic se poate scrie U1 minus U2. Minus delta U înseamnă U1 minus U2. Asta ne arată că o mașină termică care nu primește căldură poate să îndea lucrul mecanic, dar există o limită. Chiar dacă U2 ar fi teoretic 0, deci să presupunem că U2 este 0, lucrul mecanic va fi egal cu U1. Adică mașina termică îmi poate da doar atâta lucru mecanic cât a fost, teoretic vorbind, cât a fost energia internă a sistemului termodinamic, a mașinii termice. Cu alte cuvinte, nu putem construi o mașină termică care să ne dea oricât lucru mecanic sau veșnic să ne dea lucru mecanic, să se miște veșnic, pentru că lucru mecanic presupune mișcare, deplasarea forțelor, fără ca să dăm căldură. O astfel de mașină termică s-ar numi perpetuum mobile de speța întâi. Și deci principiul întâi ne arată că nu putem construi un perpetuum mobile de speța întâi. Voi vorbi într-un clip, probabil din seria Lumea nu este cum crezi, despre acest perpetuum mobile de speța întâi. Mai rămâne să notăm lucrurile importante despre principiul întâi. În cursul următor veți vedea cum putem calcula căldura, lucrul mecanic și variația energiei interne în tot felul de transformări, ceea ce înseamnă că va fi un curs foarte folositor pentru cei care doresc să rezolve probleme de termodinamică. La revedere!